Dragi telespectatori, bună ziua! Bine v-am regăsit! Suntem din nou alături de dumneavoastră cu emisiunea Agenda Bio. Rămâneți aproape ca să nu ratați ediția de azi cu subiecte la fel de interesante ca și data trecută. Rămâneți aproape! Odată cu răcirea vremii apar primele simptome ale virusilor pentru care trebuie să întreprindem măsuri de protecție a organismului. Aici în ajutor pot veni nu doar medicamentele, ci și produsele naturaliste care în multe cazuri sunt mai eficiente decât pastilele procurate din farmacii. Să vedem mai multe la acest subiect. La primul semn de boală, alergăm la farmacie pentru a procura medicamente. Specialiștii spun însă că produsele naturale în unele situații se descurcă la fel de bine. Să vedem care sunt aceste produse. Răceala și gripa pot fi tratate cu ajutorul următoarelor produse naturale: lămâia, mierea, ceapa, usturoiul. Spre exemplu, pentru ca să devină medicament, sucul unei lămâi trebuie mestecat cu 2 lingurițe de miere, după care cele obținute se adaugă la coaja de lămâie rasă, apoi se completează cu apă. Se consumă 3-4 pahare timp de o zi. Aceasta este o alternativă pentru ceaierile praf procurate din farmacii. De asemenea, zeama acestui fruct ajută în cazul nasului înfundat. Ceapa și usturoiul ajută atât la tratarea răcelei, cât și la prevenirea acesteia. Pentru aceasta, măcar rare ori, trebuie să punem într-un vas cu apă câteva cepe curățite. Ce produse naturale folosiți în timpul răcelei? Da, și produse. Ceai, măline, lapte, unt, miere. Neată, rămașcă. Еще некоторые, которые бабушки рекомендуют, теща мне салата рекомендует. Какие конкретно? О, это я надо спрашивать, точно не могу сказать. Субтил комокс, пентру антибиотик, панадол. Дар натурали. Ты фаши реклама. Это реклама. И киночей. В темпу речели чай ди малины, майский мед, ну, мери ди май. Și alții vecini mai iau câte 100 de grame, dar eu nu iubesc să beau. Da, în deosebi așa, ceai de malină și ceai cu miere. Ceai cu malină? Și atât? Nu, când și cum. Mai multe sunt lămâie cu miere. Imina naturală, mai mult din ceaiuri, din miere, din, eu știu... Da, cu pastile toate astea, ele cumpri cu astăzi cum, dar nu ajută nimic aproximativ. Baschetul este unul dintre cele mai răspândite sporturi din lume. La început, echipele erau alcătuite din 50 de jucători, apoi numărul acestora s-a redus treptat pentru a se ajunge la echipe formate din 5 jucători pe teren. Din câte ați înțeles, vorbim astăzi despre baschet în rubrica de Ani Ambros. Sportul este practicat în mare parte de tineri mai puțin de adulți. Un sport de echipă bine cunoscut este baschetul. În anul 1891, un tânăr asistent de la colegiul Springfield din statul Massachusetts, SUA, pe nume James Naismith, încercând să facă mai variate lecțiile de educație fizică ale studenților cu un conținut mai atractiv și mai dinamic, a combinat unele reguli din jocul de fotbal cu 13 reguli noi și a înlocuit poarta cu un coș suspendat pe un perete. Astfel a luat naștere baschetul. Baschetul este un sport care unde este nevoie de rezistență. Extraordinar de bine copii, e nevoie și de viteză, pentru că de atenție, de îndemânare și toate calitățile astea, antrenându-le la copii, practic ele prind bine nu numai în timpul jocului, chiar și în viața de zi cu zi. Uneori mai caz, alunici și iarna undeva. Toate mișcările astea care le antrenăm în sala de sport, tot sportul în general care se practică. Eu cred că aș îndemna, de fapt, și persoanele mature. De ce nu? Ar fi extraordinar să-l practici chiar și părinții sau
profesorii după lecții să-și facă așa un timp de basket, unde eu cred că, indiferent de vârstă, ar fi ceva extraordinar, de interesant și frumos. Basketul se joacă între două echipe a câte 5 jucători pe fiecare teren. Scopul fiecarei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Echipa care înscrie cele mai multe puncte la terminarea timpului de joc va fi învingătoarea jocului respectiv. Mingea poate fi pasată, aruncată, lovită, rostogolită, driblată în orice direcție. Sportul pentru mine este viață. Fără el noi nu putem să trăim, viața nu va fi așa bună, comodă. В основном, как я считаю, это более такой мужской вид спорта, потому что, ну, тут нужно именно, знаете, как накачанное тело, потому что, ну, чтобы обмануть соперника, нужно быстро и резко провернуть какую-то, ну, сделать какую-то махинацию, чтобы его обмануть. И я считаю, что это не так уж легко, как, к примеру, кажется. Потому что все думают, что закинуть мяч в корзину – это очень просто и легко, и это может каждый. На самом-то деле нет. Там нужны просчеты хорошие, нужно очень много тренировок, чтобы попасть в кольцо. Американul Michael Jordan este considerat cel mai bogat basketbolist din istorie și cel mai bine plătit sportiv din toate timpurile – 1,7 miliarde dolari pe an. Pentru a fi sănătoși, trebuie să avem grijă de tot ce consumăm, să avem ore de odihnă, să ne hidratăm și, desigur, să creăm un program zilnic care să ne permită mai multă mișcare. Despre un program asemănător ne vorbește Tina Sergentu în rubrica ce urmează. Salut! Venirea pe lumea unui copil este evenimentul cel mai important din viața familiei. Astăzi, Marcela Bulgac va oferi câteva sfaturi utile tinerilor părinți. Salut, Marcela! Bună! Mai ieri erai cu purtică, astăzi deja vedem copilașul lângă noi. Mai întâi de toate vreau să te întreb ce conține geanta specială cu care pleci la maternitate. Geanta pe care am luat-o maternitate conținea următoarele lucruri. În primul rând avea hăinuțele pentru copilaș, scutecele, pelinci de unică folosință și deja din stofă obișnuită. Unii părinți mai iau și ulei pentru copilaș special pentru că le mai fac și masaj acolo, dar asta nu este obligatoriu, eu însă l-am luat. Creme pentru copilaș, șervețele umede mai erau în geanta pe care am luat-o în maternitate, de asemenea și lucrurile mele deja pentru toaleta zilnică, adică pasta de dinți, periuță de dinți, șampon, săpun, ștergare, sau haine, deja și haine care, în care te simți mai comod. Nu. Și nu în ultimul rând, trebuie să nu uităm de cămeșile de noapte. Trebuie să fie două, cel puțin două, ca să fie de schimb. Cu pachetul bine pregătit și cu inima în dinți ai pornit la maternitate. Poți să ne povestești câte ceva despre orele care ai născut? Deci când am mers în maternitate, nu știam din timp dacă voi fi operată sau voi avea naștere naturală. Deci tot în ziua aceea am fost examinată cu aparatul ultrasonor și ca să vadă cât cântărește copilul. Și deoarece era prea mare pentru mine, avea practic 4 kg, deci s-a hotărât că voi fi operată. Orele, adică n-am simțit acea durere pe care au simțit-o altele, însă acesta a fost doar un timp scurt, adică de câteva ore și nu pot să spun că este o durere insuportabilă, care nu poate fi suportată, însă, adică este ceva obișnuit prin care trec toate, nu este ceva extraordinar de dureros, adică pentru mine a fost ceva obișnuit. Ai pomenit mai sus despre hăinuțele pe care le-ai avut la maternitate. Acum aș vrea să ne spui despre hăinuțele pe care le ai deja acasă pentru copilaș. Când eram însărcinată și eu îmi puneam întrebarea asta, că nu știam câte la număr trebuie să fie de fiecare hăinuță. Eu mi-am luat de toate. Aveam 3 body cu mânica lungă, 3 cu mânica scurtă. Am avut în jur de 5 costumașe subțiri pentru că era perioada caldă a anului, dar mi-am luat și 2 mai grosuțe, puțin ca în caz de ploaie sau o temperatură mai joasă. Deja este necesar și o pătură mai groasă,
pentru ca copilașul să fie învilit. De acest lucru am uitat să menționez, însă trebuie să fie și acesta în geanta pentru maternitate. Acum aș vrea să te întreb despre cum a trecut prima băiță, despre temperatura apei și, în general, cum s-a comportat copilul. Deoarece nu am atât de mare experiență, sau mai bine zis, nu am deloc, prima băiță a avut loc cu bunica, cu mama mea. Am pus temperatura apei în jur de 37 de grade. Ea variază, poate varia de la 35 până la 38. Deci noi am pus-o, cred că, 37 de grade. Primele câteva zile, cât mai este cordonul umbilical, trebuie să punem câteva firișoare de permangana de caliu, dar să fim atenți ca să fie dizolvat cu totul, pentru că poate provoca arsuri. Pielea copilașului este foarte fină. După băiță, la recomandarea medicului de familie, mămicile obișnuiesc să maseze copilul. Tu faci asta? Da, sigur, deoarece este foarte important, pentru că copilașul nu se mișcă atât de mult ca și noi, oamenii maturi. El trebuie, ca mușchii, să fie puțin, ca să nu se atrofieze, trebuie masat, de făcut exerciții, ca mușchii să se dezvolte mai bine. Asta este un lucru foarte necesar. Pe lângă acest fapt, la 3 luni, la 6 și la 9 și la 12, din câte am înțeles, trebuie de asemenea deja un specialist, adică în masaj, trebuie să maseze copilul. Nu prea ne-am întâlnit cu problema colicilor, într-adevăr a fost o singură seară când a avut așa probleme, însă i-au trecut destul de repede. Într-adevăr, ca să se calmeze mai bine, îl luam în brațe, puțin îl legănam, pentru că avea dureri și eram în ospiție și nu am avut picăturile pe care le am acasă. Dar majoritatea părinților trebuie să știe din timp că ar fi bine să aibă acasă, în mica farmacia lor, ceva gen spumizam sau alte picături care știu părinții că sunt mai bune. Bine, dacă tot am ajuns la tema micii farmacii de acasă, ce ar trebui să aibă mămica în trusa medicală de acasă? Dacă ar fi să vorbim despre trusa medicală aparte, anume a copilașului, trebuie să fie permangana de caliu, cum am mai spus, să fie floare de mușețel, pentru că este foarte binevenită la băiță de asemenea. Trebuie să fie picăturile pentru împotriva colicilor. Poate să fie și spirit, pentru că este necesară pentru dezinfectarea forfecuților, de exemplu, sau altceva. Verde de briliant pentru prelucrarea cordonului umbilical, pentru că de la început este nevoie de acest lucru. Dragii mei, acestea au fost sfaturile Marcelei. Sper că v-au fost utile. La revedere! Bun găsit, dragi telespectatori! În ediția de astăzi aflăm adevărul. Crește părul mai repede dacă îl tunde mai des? Să vedem ce spune lumea. Mi crește părul mai repede dacă crezăm mai des? Nu cred. Dar cred că da, când am auzit la alții. Da, mai repede. De ce? Pielea răsuflă altfel, mai ușor. Da, părul e mare și nu tunde el. Mi-e greu și pentru sănătate, și pentru piele de cap. Nu. Depinde la și care om de structura părului. Eu odată la 3 luni mă frizez și tot. Eu tot, de odată la 2, la 3 luni. Dar depinde de structura părului și de frizer, cred că. Cum îngrijești părul? Mâna e ușoară la mână, ori și depinde cum îl îngrijești, adică dacă faci mască, cât de des îl speli, tot, depinde fiecare gospodină sau fiecare om și cum are nevoie să o coai după păr. Sunt care nu au nevoie nici de mască, nici depinde, sunt care structura părului mai firavă, mai... Crește mai repede, așa credem. Unii, dar experții pot crede altceva. Și totuși, părul are același ritm de creștere. Îl putem tunde mai des doar ca să înlăturăm firele despicate și pentru un aspect mai frumos și mai sănătos. Dragi telespectatori, vă mulțumim că urmăriți fiecare ediție a emisiunii Agenda Bio. Numai bine! La revedere!